Bună seara! Emoțional! După ce Academia UTM a fost alături de drama jucătorului lui Bolton, Fabrice Muamba, care la 17 martie a suferit un infarct în partida cu Tottenham din Cupa Angliei și campioana Moldovei, Dacia, este alături de un fotbalist, bulgarul Stilian Petrov, care a fost diagnosticat cu leucemie. Поддршка како од сите клубови и играчи во светот, така и од сите играчи на фудбалскиот клуб Дачи. Се надевам негово брзо оздравување и враќање на фудбалските терени. Желаја ти кажеш оздравление, не опускај руки, будь силен и ја думаю, што буде нормално. Пожелим брзо поравак и пуно среќе во борби за живот, да се што брже врати на терен. Прямо се оценим с Ефим Рил Куражос. На моей бине ляцата. Стилян, у меня тоже была болезнь, и мне удалось ее перебороть. Так что главное в это верить. Я тебе желаю скорейшего выздоровления. Стилян Петров врел с эти урезы. У нас антон Ширек на грабита, что сошти кайсу синя лидин партии кипе дачи. All we are player, so we feel very sorry for him. And we know that it's not easy for him, but we just hope everything gonna be okay for him. Capitanul echipei Aston Villa, bulgarul Stilian Petrov, a fost diagnosticat cu o formă acută de leucemie. Boala a fost descoperită după ce jucătorul în vârstă de 32 de ani a acuzat stări febrile în urma meciului cu Arsenal, care a avut loc la 24 martie. Lui Nicolae Bunea îi place Tyson și nu este vorba de vedeta din box Mike Tyson, dar de Barcelos Tyson de la Metalist, echipa la care a făcut stagiul de pregătire pentru obținerea licenței de antrenor categoria pro. Tehnicianul Olimpiei a văzut partidele Metalist Cliva scor 1-1 din campionat și Metalist Sporting CP scor 1-1 din sferturile Ligii Europa și a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la clubul ucrainean. Первое, что мы поняли, что Маркевич – это человек, который решает все. Ну, естественно, я имею в виду план организации. То есть его слово является для всех законом. Еще что, конечно, база. Великолепное просто сооружение. Были варианты и Steaua Bucharest, был вариант и Vaslu. Bunea a menționat ce jucător de la Metalist i-a plăcut cel mai. Мне понравился Тайсон. Прежде всего своим индивидуальным качеством работы с мячом, хотя наверняка и у него есть определенные минусы. Metalist a cucerit medaliile de bronz ale campionatului Ucrainei pentru a șasea oară în istorie, cu patru etape înainte de final. Moldoveanul Vitalie Bodian a bifat pentru Metalist doar un meci în acest sezon. O oază de speranță la box, Vladimir Cheleș și Dumitru Galagoț au ajuns în semifinalele turneului de calificare la Jocurile Olimpice, care are loc la Trabzon, Turcia. Astfel, cei doi pugiliști sunt la două victorii de olimpiade. Ceilalți șase boxeri moldoveni au fost eliminați de la competiție. Dumitru Galagoț l-a eliminat în sferturi la categoria de 64 de kg pe Ahmetovs din Letonia, scor 19-12. În semifinale, Galagoț va boxa cu Sener din Turcia la 20 aprilie. Vladimir Cheleș a trecut în sferturi la categoria de 91 de kg de Patir din Turcia, scor 21-13. În semifinale, Cheleș va lupta cu McAfee din Irlanda, tot la 20 aprilie. Un alt pugilist din Moldova, Valeriu Cârma, a fost eliminat în cel de-al doilea meci la categoria de 49 de kg de Alexandrov din Bulgaria, scor 12-4. Pe lângă Cârma au părăsit competiția alți 5 pugiliști moldoveni, Vyacheslav Gojan, Alexandru Râșcan, Petru Apostol, Mihail Muntean și Victor Cotujanski. Pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Londra, Galagoț și Cheleș trebuie să devină campioni. Moldova a fost reprezentată la turneul de la Trabzon, Turcia, de 8 boxeri, dintre care doar 2 au rămas în concurs. Unicul pugilist moldovean calificat la Jocurile Olimpice este Vasile Belous, la categoria de 69 de kg. Prima victorie pentru Moldova la Fed Cup. Selecționata feminină de tenis a Moldovei a obținut prima victorie la turneul Fed Cup, zona euroafricană, grupa 3B, după ce s-a impus în fața naționalei similare din Cipru, scor 2-1.
În prima etapă, Moldova a pierdut în fața Tunisiei scor 3-0, iar în etapa a doua în fața Lituaniei scor 3-0. Moldova va juca la 19 aprilie cu Namibia, iar la 20 aprilie cu Egipt. Selecționata feminină de tenis a Moldovei este reprezentată la turneul Fed Cup, zona euroafricană, grupa 3-a B de Iulia Helbet, Alina Soltanici, Melissa Martinov și Olga Kosic. Un nou meci galactic în ligă. Chelsea s-a impus acasă în fața deținătoarei trofeului FC Barcelona, scor 1-0 în meciul tur din semifinalele Ligii Campionilor. Extratereștrii le-au promis englezilor că în retur, în fața propriilor fani, nu vor rata atâtea ocazii. Chelsea a marcat singurul gol al partidei în minutul 45 prin Drogba. Chelsea 1, Barcelona 0. Oh, doesn't that sound good, Roman? Well, he's been limping around for the last 15 minutes. You know, everybody connected to the club tonight can be delighted and proud of this performance. You know, we played against a fantastic team and it proved very difficult as we expected, but ultimately we won this game and it puts us in a good position. Team for a lot of experience. They arrived the last 9 times in Champions League, 6 times in semi-finals. It means that what is important is this club, but we play the best the best we know. We don't lose our characteristics, we don't lose our focus to try to score. It's never simple with this kind of strong and experienced players, 10 in the area, to find a way to score goals. Yeah, fantastic result tonight. Obviously really pleased, but like people say, it's only half time. It's going to be difficult over there, but I thought as a team tonight we was well organized. And collectively, bueno, yo creo que hemos generado numerosas ocasiones. Ellos han sido mucho más efectivos con la única que han tenido y bueno, ahora hay que confiar en que la vuelta trabajaremos de la misma manera, consiguiendo esas ocasiones de gol y trabajando de igual forma que se ha hecho hoy. Sí, lo hemos intentado todo, hemos hecho todo para hacer gol, pero bueno, la diferencia es el gol y hoy pues nos ha faltado eso. Lo único que nos ha faltado ha sido el gol y bueno, esperemos que en Barcelona pues la cosa sea diferente. Yo creo que con el apoyo de nuestra gente eso será un plus para nosotros. Meciul retur din semifinalele Ligii Campionilor dintre FC Barcelona și Chelsea va avea loc la 24 aprilie în Spania. Joi 19 aprilie vor avea loc și semifinalele din Liga Europa. Sporting va juca cu Athletic Club, iar Atletico Madrid cu Valencia CF. Partidele vor începe la ora 22:05.